Premierul Dorin recent denunță un atac extrem lansat în ajunul alegerilor prezidențiale prin apelarea telefonică a cetățenilor și amenințarea lor cu moartea. Șeful cabinetului de ministri susține că astfel se urmărește inducerea panicii și fricii în societate cu scopul de a descuraja participarea la vot. Oficialul a îndemnat populația să iasă la vot cu încredere și a dat asigurări că instituțiile statului vor proteja cetățenii. Astăzi, Republica Moldova se confruntă cu un atac extrem. Oameni din toată țara primesc amenințări anonime cu moartea prin apeluri telefonice. Jurnaliști, oameni notori și cetățeni simpli sunt sunați și amenințați cu moarte. Aceste acte de intimidare au un singur scop, să creeze panică și frică, ca oamenii să se teamă să iasă la vot. Vă asigur, instituțiile statului vor asigura ordinea și vor proteja cetățenii. Vom rămâne uniți și puternici. Moldova stă dreaptă. Ieșim la vot cu încredere. Dorin Recean a lansat acest mesaj către cetățenii Republicii Moldova după ce mai multe persoane, printre care și jurnaliști, au primit apeluri automatizate prin telefon sau pe aplicații. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, mesajele adresate erau transmise de roboți cu vocea unor persoane publice, creată prin inteligența artificială. În acest context, poliția îndeamnă oamenii să întrerupă apelul și să raporteze incidentul prin intermediul serviciului 112. Totodată, angajații IGP cheamă cetățenii la calm și le garantează că sunt în siguranță subliniind că aceasta este o formă de atac menită să intimideze presa și persoanele publice.